executivului. La ultima remaniere încă în iarnă, am spus foarte clar că evaluarea miniștrilor o vor face cetățenii, ei fiind beneficiarii direcți ai acestei activități ai guvernului. Iar faptul că suntem la câteva luni de la alegeri nu înseamnă că nu trebuie să mai facem schimbări, dacă asta, în special dacă asta o solicită oamenii.